era o fetiță, Eliana, de 6 ani, venea din Siria și care, minute bune după debarcare, a stat singură, departe de grupul cu care venise, ținea o jucărie de pluș în brațe și se uita obsesiv, insistent, spre mare, nu știu, avea, dacă am citit bine, privirea ei, un fel de ură, un fel de, nu știu, în orice caz aversiune, adică, și mă gândeam că nu e tocmai modul potrivit ca un copil să privească marea, nu? Când te duci la mare, te gândești la bucurie, la soare, la vacanță. Majoritatea oamenilor pe care i-am întâlnit, când ne spuneau povestea lor, înțelegeai că nu aveau altă variantă. Adică era, spre exemplu, un profesor din Siria, care, tânăr, care plecase la școală și să predea și când s-a întors după câteva ore, casa și familia lui nu mai existau. Căzuse o bombă pe ele. Și omul ăla ne întreba, zi-mi mie ce motiv aș avea să mai stau acolo. Oamenii la propriu care coborau din barcă se împărțeau în două categorii. Cei foarte bucuroși și cei foarte speriați. Majoritatea, cred că toți ar fi fost bucuroși, pentru că ei tocmai scăpau cu viață după ce aveau de traversat o mare destul de periculoasă. Cei speriați erau cei care traversau într-o zi în care apa era agitată. Și atunci era probabil îngrozitor pentru ei. Traseul pe care îl făcuseră în alea 2-3 ore înainte să coboare din barcă lăsase niște urme și erau îngroziți. Am văzut oameni care sărutau nisipul. Când era o zi liniștită, oamenii erau pur și simplu bucuroși că au ajuns. Atât. Își făceau selfie-uri. Cum aș face eu sau oricare dintre noi dacă am ajunge într-un loc despre care ne imaginăm că e într-un fel salvator? Sosirea, debarcarea pe Lesbos, cred că e cel mai tare, cel mai puternic moment al întregului drum al lor, cred. După ce ajung în Turcia sau în Iordania, deodată ieșiți din Siria. Pentru că e cam singurul loc în care se pune problema de viață și de moarte, pur și simplu. Ei nu știau ce îi așteaptă. După ce ajungeau pe mal, le lua destul de mult timp să ajungă în Germania și drumul nu era deloc ușor. Trebuie să ținem cont că traseul ăsta putea să dureze pentru cei norocoși, nu știu, 3-4 zile și pentru cei mai puțin norocoși care prindeau cozi, blocaje la graniță și așa mai departe, putea să dureze și 2 săptămâni. În cea mai mare parte dormeau afară. Deja în septembrie, pe la jumătatea lui septembrie, pe măsură ce avansam spre Europa de Vest, se făcea mai frig. Când am ajuns în Austria, la Nickelsdorf, deja erau înghețați bine. Cei mai mulți erau bărbați singuri, în general tineri. Nu știu, mi-e greu să dau un procent, dar cred că mai bine de jumătate. Apoi erau familii, erau foarte multe familii. Și aici iar era o diferențiere pe naționalități. Sirienii, de exemplu, erau în general cu familie. Ei veneau cu familie, fie câte 2-3 membri, unii erau chiar cu copii, cu bunici, cu... Iar ceilalți, afgani, pakistanezi, irakieni, erau în general bărbați singuri. Am stat vreo 4-5 zile, dacă nu mă înșel, și vedeam în unele zile poate 20-25 de bărci. Pe astea le vedeam noi, coasta e mai largă, multe nu le prindeam. 25 de bărci ori 40-60 de persoane, cam ăsta era numărul de refugiați care ajungeau atunci prin Lesbos. Da. Se vedea că erau printre ei și oameni cu bani. Am întâlnit oameni care erau dispuși să locuiască în hoteluri, să se cazeze. Erau dispuși să-și plătească avioane, dacă ar fi bilet de avion, dacă ar fi putut să o facă. Dar erau și mulți oameni care se vedeau că nu au resurse financiare. Foarte greu să urmărim un singur grup din următorul motiv. De multe ori, grupurile foloseau traficanți. Traficanți, practic, înseamnă niște taximetriști ilegali. Și atunci, spre exemplu, ajungeau la o graniță, să spunem în nordul Serbiei, și vreau să ajungă în Croația și ei dădeau, nu știu, 200 de euro fiecare pentru o cursă de câțiva kilometri. Noi nu ne permiteam să dăm banii ăia, în plus apărea și o oarecare problemă etică. Stau și mă gândesc că dacă eu aș fi avut banii ăia să-i dau, aș fi luat locul unui refugiat care ar fi folosit mașina aia să ajungă mai departe. Ne-am îndepărtat doar când ne-a dat poliția la o parte. Altfel nu. Spre exemplu, erau destul de des, izbucneau bătăi între ei, uneori, de multe ori pe naționalități. Sirienii cu afganii sau cu pakistanezii. Spre exemplu, mi-amintesc un
un moment în Tovarnic, care e granița dinspre Serbia și Croația, e un sat din Croația, unde oamenii așteptau la autobuz, autobuze care să-i ducă mai departe în vest, așteptau două zile, coadă de 2000 de oameni. Și de multe ori se luau la bătaie atunci când aveau senzația că cineva le-a furat rândul. Reacția autorităților din diferite țări era diferită, adică grecii se implicau destul de puțin. La sosirea, de exemplu, pe Lesbos, nici nu vedeai. Am văzut o singură mașină de poliție în toată perioada în care am stat acolo, pe mal. Se implicau poliție și armată când oamenii se strângeau la feribot. Și când zic feribot, gândiți-vă la ceva de genul Titanic, adică un vas destul de mare pe care încăpeau, nu știu, sute mii de oameni. Și atunci, ca să fie ordine la acces, acolo era armată și poliție ca să nu iasă haos. Dar în rest, mai nimic. În Macedonia, de exemplu, inițial a apărut peste tot la știri când i-au bătut foarte, foarte urât autoritățile macedoniene, după care și-au dat seama la un moment dat că le e mai util să-i lase să treacă, una la mână, pentru că oricum nu-i poți opri, doi, de ce să nu faci niște bani de pe urma lor? Și biletul de tren, trenul care traversa Macedonia de la sud la nord spre Serbia, care inițial costa vreo 6 euro, acum costa 25 de euro pentru refugiați. Și peste noapte s-au trezit că fac o grămadă de bani de pe urma lor. Cum arătau condițiile din tren, nu o să știm, pentru că pe noi nu ne-au lăsat să intrăm. Am vrut să fie, să fac fotografie cât mai simplu, fără artificii estetice sau alte lucruri. M-a interesat foarte mult emoțiile oamenilor. Să văd cum reacționează, cum se țin, cum, dacă se poate să le redau prin fotografie cât le e de greu sau cum, ce simt în momentele alea. Am vrut cumva să arăt ce presupune traseul ăsta pentru oamenii care vin aici. Nu e așa de simplu. Adică chiar discutam cu colegii mei de traseu, Mircea Reștea și Thomas Câmpean. Mi s-a părut că după traseul ăsta, că singurul lucru pe care l-au în comun este că sunt foarte diferiți. Adică nu poți să vorbești despre ei ca o masă.